Cascada Căilor din Munții Pietrosul Rodnei a fost vizitată în sezonul estival de aproximativ 15.000 de turiști. Cascada, cu înălțimea de 90 de metri, este una dintre cele mai mari căderi de apă din țară. Turiștii care ajung la Cascada Căilor fie parcurg pe durata mai multor zile un circuit cu obiective culturale religioase din Maramureș, fie optează pentru o vacanță cu cazare la o pensiune din zona turistică din jurul Cascadei, după cum informează Jurnal de Maramureș. Cascada Căilor este o destinație foarte populară și anual mii de turiști din toate colțurile țării și din străinătate vin să vadă una dintre cele mai maestoase cascade din Carpați. Locul este spectaculos, mai ales că apa rezultată din topirea zăpezii și din ploi se adună într-un cir glaciar și de acolo, de pe versantul abrupt al rezervației Piatra Rea, se prăvălește în jos, formând cascada în mai multe trepte cu căderi succesive de 40 de metri, apoi 20 de metri și din nou 40 de metri. Cascada Căilor este situată în vecinătatea stațiunii montane Borșa, la poalele munților Pietrosul Rodnei, pe versantul abrupt al rezervației Piatra Rea. Accesul spre cascadă este facil, fie pe jos de la Borșa, pe o potecă, fie cu telescaunul din stațiunea Borșa.